Elitele județului nostru vor participa la sfârșitul lunii iulie la o școală de vară organizată la Curtea de Argeș, la Liceul Tehnic Auto. Vorbim despre elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiade. Tabăra este gratuită și se adresează olimpicilor județeni de clasa a 4-a până la clasa a 8-a. Toată acțiunea se va desfășura pe bază de voluntariat din partea profesorilor. Mulțumesc pe această cale profesorilor care s-au implicat tot anul și care se vor implica și la vară în aceste acțiuni eficiente pentru elevi și se va desfășura la Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeș. Acum umblăm după sponsorizări, sperăm ca totul să fie în ordine, nu sperăm, suntem siguri că va fi o acțiune și recreativă, dar și eficientă în pregătirea pe timpul verii a acestor elevi cu atâta dragoste față de disciplina pe care o au în minte permanent și cu care au fost, cum să zic așa, ca un dar de la natură, de la Dumnezeu, de la cine este. În total, 135 de elevi din Argeș au obținut rezultate bune la olimpiadele naționale și județene de anul acesta. Toți aceștia vor participa la școala de vară, care va dura o săptămână.